La slujba de sfințire a apei la izvorul Tămăduirii din orașul Liten s-au adunat zeci de oameni din oraș, dar și din localitățile limitrofe. Un sobor format din 7 preoți a oficiat o slujbă de sfințire a apei. Locuitorii orașului Liten cred că acest izvor are puteri miraculoase. La slujba a participat și președintele PNL Suceava, senatorul Gheorghe Flutur. Primarul orașului Liten, Tomiță Onisi, a declarat că sunt 10 ani de când în oraș se organizează, după sfințirea apei de la izvorul Tămăduirii, și o sărbătoare câmpenească. Pentru că de la an la an a venit tot mai mult public, evenimentul a devenit din ce în ce mai popular. Cristos s-a înviat. Cu cei mici părinți, vă mulțumesc foarte mult că v-ați făcut timp astăzi. Știu că și știm cu toții că este o importanță de sărbătoare creștină. Sunt slujbe la biserică, de aceea în fiecare zi de vine, după Paști, săvârșim sau dumneavoastră săvârșiți această slujbă de sfințire aici, la acest izvor, la izvorul nostru al Tămăduirii. O zi foarte importantă pentru localitatea noastră. În primul rând vreau să-i mulțumesc Bunului Dumnezeu și pentru această zi minunată, pentru că ați văzut, ne-a dat și ploaie, dar în același timp, acum, când săvârșim această slujbă și când sărbătorim această zi, este o zi frumoasă. Înseamnă că, Părinte, mai suntem și oameni buni, chiar dacă avem greșeli, toți avem greșeli, dar mai suntem și buni. Și Dumnezeu poate să uite mai mult la cei buni și mai puțin la cei răi. Așa cum spuneați, pentru noi este o zi importantă. Anul acesta se împlinesc 10 ani de când sărbătoarea izvorul Tămăduirii în orașul Liten are un cadru mai festiv și de la an la an a prins în amploare. Acum 3 ani, pentru că vremea, vedeți, acum plouă, acum este frumoasă, chiar cu 2-3 zile înainte de această sărbătoare a plouat în continuu, chiar și în ziua de bine. Și atunci am fost nevoiți să schimbăm în centrul localității Liten. Anul acesta, pentru că vă spuneam, a prins amploare și vin foarte multe lucruri, foarte mulți oameni și comercianți, și pentru că se împlinesc 10 ani de când aniversăm în mod mai oficial această sărbătoare a localității Liten. Primăria orașului Liten, respectiv primarul Tomiță Onisi, a hotărât ca în acest an să organizeze pe stadion un festival interjudețean de folclor. Pe scena special amenajată au evoluat circa 400 de artiști, ansambluri din Vatra Dornei, Negostina, Botoșani, Flămânzi, județul Botoșani, ansamblul Izvorașul al Casei de Cultură din Liten, format din elevi și tineri care au prezentat cântece și jocuri populare, soliștii Călin Brăteanu, Silvia Semeniuc, Angelica Flutur, Margareta Clipa, ansamblul Ciprian Porumbescu din Suceava.
În jurul orei 20 pe scenă a urcat pentru un recital de excepție artista Lora în uralele publicului entuziasmat. Îl fac eu zânzele alea ce s-a una și sunt drag. Știu că ție-ți pasă și nu mă prind în casă. Așa cum faci mă pita pe te să mă fac în lasă. Știu că sunt aleasă, dar sunt fapte de casă. Am învățare multă, nu fi doarnă frumoasă. Și pentru atât